studiu pe care l-am realizat, am avut un eșantion de 1032 de copii cu vârste cuprinse între 11 și 19 ani. Rezultatele au arătat că sunt 3,48% copii care au pathological gambling, asta înseamnă o problemă destul de mare cu șansele de noroc. De asemenea, un procent de 23% care au probleme cu jocul de noroc. E mult? E puțin? E foarte mult. În comparație cu, veți vedea, în Marea Britanie este un procent de 0,9% pathological gambling, adică jocul patologic de noroc, comparând 3,48%, e destul de mare. Sigur, trebuie să luăm în calcul eșantionul pe care s-a făcut accesul la... Este reprezentativ acest eșantion? Statistic nu. Care e explicația pentru acest procent mare de... Trebuie să avem un buget, o organizație care să realizeze un studiu la nivel național. Ceea ce se întâmplă de acum încolo, să sperăm. Care sunt explicațiile pentru acest număr mare de, procent mare de jucători dependenți? Putem doar să presupunem că ar fi, sigur, a venit și criza, se dezvoltă ideea că trebuie să facem bani repede, copiii au nevoie de tot mai mulți bani pentru că sunt tot felul de alte jocuri care i-ar putea achiziționa și atunci e acea nevoie de a câștiga rapid niște bani. Apoi sunt unii dintre ei neglijate, părinții care sunt foarte ocupați, poate că au și stare financiară foarte bună și atunci pot să recurgă la jocul de noroc ca și un mecanism prin care își petrec timpul într-un mod plăcut lor. Ce ar trebui făcut?